Pe parcursul anului 2013, inspectorii de muncă au înregistrat 18 evenimente pe raza județului Giurgiu. Trei dintre acestea s-au soldat cu decesul persoanelor implicate, alte două cu grad de invaliditate, iar 13 cu incapacitate temporară de muncă. Experții în securitate și sănătate la locul de muncă susțin că accidentele de muncă sunt generate de o varietate de motive, însă cea mai frecventă cauză rămâne neefectuarea corectă a protecției muncii. Principala cauză este neatenția lor și atât a angajatorului, care nu dă o importanță foarte mare perioadei cât sunt angajații la muncă, cât și angajatorul care lucrează și lasă-mă că merge așa, trăim în România. E, nu e chiar așa. Și e posibil să mai avem, Doamne ferește, și alte evenimente. Pentru evitarea accidentelor de muncă, specialiștii recomandă evaluarea și combaterea riscurilor la sursă. Angajatorul, în momentul în care au oameni și lucrează în condiții mai deosebite de muncă, și nu numai deosebite, ci în orice condiții, să fie supravegheați, să le traseze sarcini de prima oară, în fiecare zi, de dimineață când vin la serviciu, să spună asta, și în momentul în care acționează într-o zonă unde poate este mai dificil, mai greu de acționat sau este pentru prima oară acolo, să anunțe șeful de direct superior și să meargă împreună și să-i spună efectiv ce are de făcut. Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu precizează că numărul accidentaților înregistrat în anul 2013 va suferi modificări substanțiale odată cu finalizarea cercetării tuturor evenimentelor de muncă aflate în curs de cercetare.